Zodia Fecioară, din 19 octombrie, luna va influența sacrificiile pe care le-ați făcut pentru resurse, pentru bunuri materiale și aduce uh, o punere în uh, valoare uh, a sensibilității voastre și a mentalului. Relații bune, bazate pe inteligență și talent. În 20 octombrie, deja în plan personal, apare dorința de a fi în armonie cu natura. Uh, interesul pentru excursii, ocupații tradiționale, stat mai mult prin aer liber, călători. Din 21 octombrie, deja resursele obținute la locul de muncă, ține de activități unde v-ați bazat în primul rând de ordine, de coordonare, de responsabilitate, de abilități practice. Relațiile se bazează pe profesionalism, pe spirit de colaborare. Din 23 octombrie Saturn deja iese din retrogradare, este învărsător și pe locul de muncă aduce amplificarea gândirii, aduce amplificări uh, ale dorinței de cunoaștere, aduce uh, dorința de schimbări sociale, dar aduce și limitări uh, de care sunteți conștienți în libertatea voastră de a vă exprima.